Noul sediu al judecătoriei Fălticeni a fost inaugurat luni 29 septembrie în prezența ministrului Justiției Robert Cazanciuc și a mai multor oficialități locale și județene. Necesitatea unei construcții noi și moderne este justificată de lipsa unui sediu propriu-zis pentru judecătoria fălticeneană. Până acum, aceste instituții au fost destinate spațiile din anexa primăriei municipiului. Sediul improvizat și insuficient pentru buna desfășurare a condițiilor de lucru punea probleme în ceea ce privește calitatea actului de justiție. Așadar, Curtea de Apel Suceava a demarat procedurile pentru realizarea unei construcții noi cu destinația de sediu pentru judecătoria Fălticeni. Construcția propriu-zisă a clădirii s-a desfășurat între anii 2010 și 2014. Tăierea panglicii pentru inaugurarea oficială a clădirii s-a realizat de către ministrul Cazanciuc alături de președinta Curții de Apel Suceava Maria Andrieș, președinta judecătoriei Fălticeni Emanuela Diac și președintele CSM Adrian Bordea. Nu a lipsit nici slujba specifică sfințirii imobilului. Noua clădire are 4 etaje și va deservi actului de justiție realizat de 34 de angajați, conform situației oferite de judecătoria Fălticeni. Construcția a costat 12.552.000 de lei, echivalentul a 2.800.000 de euro, iar necesitatea unei asemenea investiții a fost punctată atât de reprezentanții judecătoriei din Fălticeni, cât și din Suceava. Tradiția de peste 200 de ani a justiției fălticenene, rolul și importanța justiției în societate, dar și solemnitatea pe care o implică activitățile judiciare, au reclamat tot mai frecvent necesitatea unui sediu care să corespundă standardelor europene și să constituie un adevărat simbol al justiției, context în care Curtea de Apel Suceava a demarat, încă din anul 2006, procedurile de realizare a unei construcții noi, lucrările fiind începute în anul 2010. Necesitatea construirii unui spațiu corespunzător a apărut odată cu creșterea volumului de activitate și apariția unor noi cerințe procedurale. În cei 20 de ani de activitate, instanța a funcționat în spațiul preluat de la Primăria Fălticeni, fiind insuficient și nemai corespunzând cerințelor concrete de deservire al justițiabililor și a normelor impuse cu privire la fluxul acestora și personalului. Starea de normalitate este aceasta. Fără a socoti dacă sunt cheltuieli mari sau nu pentru justiție. Justiția trebuie să existe, ea trebuie să fie perenă și va fi perenă pentru că un stat înseamnă atât structura administrativă, atât structura legislativă, cât și structura judiciară. Primarul municipiului Fălticeni și-a oferit sprijinul pentru activitatea justiției fălticenene și a subliniat că atât instituția pe care o reprezintă, cât și Consiliul Local vor fi mereu alături de reprezentanții justiției. Mai mult, Coman a anunțat mutarea primăriei în vechiul sediu al judecătoriei. Judecătoria veche va deservi, sperăm în curând, tot ceea ce înseamnă birouri funcționale ale primăriei Fălticeni, pentru că erau două instituții extrem de importante, aglomerate și tot ceea ce înseamnă acest disconfort putea crea prejudicii activității pe care o desfășurăm fiecare în sfera lui de activități. Vă urez activitate spornică, vă urez să aveți parte de tot ceea ce vă doriți în activitatea dumneavoastră profesională și să știți că puteți conta pe instituția Consiliului Local și a Primăriei Municipiului Fălticeni în orice activitate care presupune interese și scopuri comune în beneficiul comunității. E într-adevăr impresionant, o clădire frumoasă, o clădire bine utilată, o clădire bine gândită aici în centrul unui municipiu fălticeni care vrea să se dezvolte și vreau să apreciez munca deosebită care ați derulat-o împreună, pe de o parte Ministerul, pe de o parte și Primăria Fălticeni care au reușit să dea și contur exterior acestei clădiri, clădiri importante pentru zona Fălticeni. Vorbim de o infrastructură modernă care, iată, astăzi beneficiază municipiul Fălticeni și toți cei care se vor adresa în această zonă, iar justiția are nevoie, pe lângă de o resursă umană bine pregătită și dreaptă, are nevoie și de o infrastructură corespunzătoare. Astăzi, ea se realizează aici la Fălticeni, de asemenea, în municipiul Fălticeni, unde este în derulare un alt proiect important, Spitalul Municipal,
Lucrurile înseamnă că sunt pe un drum bun, pentru că a investi în cele două domenii importante, justiție și sănătate, înseamnă de fapt grija pentru oameni. Ministrul Justiției Robert Cazanciuc a anunțat că în situații similare cele din Fălticeni sunt alte 100 de judecătorii din țară, care urmează să fie susținute pentru a beneficia de sedii noi. Următoarea pe listă ar fi chiar judecătoria Rădăuți. Faptul că am reușit să investim în acest sediu, ca și în altele din țară, cum ar fi Craiova, Pitești, Sibiu, Tulcea, Oradea, Cluj, înseamnă că ne-am asumat acest angajament. Mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Din peste 200 de sedii de instanță din România, 100 au condiții improprii și de aceea de curând am lansat un proiect național de investiții în sedii de instanță și sper să beneficiem de sprijinul Guvernului pentru a duce la capăt acest proiect, având angajamentul atât al premierului cât și al vicepremierului că putem finaliza într-un termen rezonabil acest proiect. Nu numai investiții în clădiri propriu-zise trebuie să facem, trebuie să facem investiții în IT. Și am lansat, de puțin timp, o procedură de achiziție pentru un proiect național de investiții în IT, în așa fel încât la finalul anului viitor să putem avea în instanțele din România un dosar electronic, așa fel încât părțile să poată accesa de la distanță, fără să mai fie nevoie să piardă timp în arhive, fără să mai încarce instanțele atunci când nu este necesar pentru a avea acces la propriile dosare. Deși noua clădire este gata, lucrătorii judecătoriei mai trebuie să aștepte mutarea în casă nouă până la mobilarea noilor spații. Judecătoria funcționează acum într-o fostă aripă a clădirii primăriei, lucru care generează greutăți atât angajaților cât și publicului.